Mașina F1 este proiectată fluid, astfel încât să poată avea o rezistență minimă care va reduce o cantitate semnificativă de tracțiune sau frecare prin aer. Scopul principal al S0 este de a reduce rezistența la aer și în același timp de a crea o presiune mare pentru a le menține rulând pe pista de curse. Aceasta se numește forță Uită-te la cauciucuri și la detaliile de pe cele două seturi de aripi folosite de Ferrari. Cât de complexe sunt! Principalul obiectiv al lor este să nu treacă aerul cald și murdar pe pneurile din față, care îl vor deteriora invariabil și de asemenea să canalizeze aerul către următoarea componentă aero, astfel încât fluxul de aer care poate fi utilizat, poate fi utilizat productiv. Puteți vedea imaginile și designul cum păstrează relațiile cu celelalte componente ale mașinii și nu este doar un moft al proiectantului. Suspensiile Acesta este componenta care ține anvelopele de corpul mașinii și conține de asemenea ambreiajul, suspensiile de frână și axa de direcție. Suspensia din fața unei mașini cu Formula 1 este atât de puternică încât poate rezista la 2 tone de presiune. Asta înseamnă că tigele de fibră de carbon care conectează roțile la corpul mașinii ar putea face față cu ușurință unui taur adult care stă pe ele. Volanul când ne gândim la o mașină, primul lucru care ne vine în minte este modul în care o conducem. Desigur că volanul unei mașini de Formula 1 nu este ca un volan obișnuit al mașinii tale. Vă voi lăsa să vă ocupați de imaginea afișată și să înțelegeți cât de puternic este acest volan minuscul într-o mașină F1. Câte zeci de funcții deține? Imaginați-vă un șofer pilotând, dând din cap, întorcându-se, vorbind cu echipa prin radio, verificând indicatorii de semnalizare și stiarzilor. Indicatorul de viteză, schimbătorul, panoul de ambreiaj în timp ce conduceți la 320 de km pe oră. Este echivalent cu zborul unui avion de luptă, sau poate chiar mai mult. Frânele de la mașinile F1 sunt proiectate să reziste la temperatura de 1200 de grade Celsius. Este un lucru de o frumusețe sublimă, deoarece vor rezista la variația temperaturilor de frână de la țările europene reci până la țările cu deșerturi calde precum Bahrain și Abu Dhabi inginerii au găsit soluția optimă. Anvelopele auto de Formula 1 sunt fabricate din compuși speciali. Sporturile speciale solicită o atenție specială. În prezent, un singur furnizor, Pirelli, oferă anvelope pentru toate cele 21 de echipe concurente și există șapte variante ale anvelopelor, de la anvelope ultra moi, super moi, tare până la vreme umedă. Fiecare tip are asociată codificarea culorilor pentru a-l identifica. Ce este o mașină până la urmă fără un motor? Acesta este inima fiecărui sport motor și a fiecărei mașini în această chestiune. A fost o epocă în care mașinile Formula 1 obișnuiau să aibă motoare V10 sau V8, care este cel mai puternic motor auto. Acum, trăim într-o epocă hibridă unde se concentrează mai mult pe optimizarea eficientă a combustibilului și a tuturor. Deci, lotul actual de mașini este echipat cu motoare V6, care sunt din nou cele mai eficiente mașini din toate punctele de vedere. Deoarece șoferii F1 trebuie să suporte forțe G ridicate la temperaturi extrem de fierbinți, ei tind să piardă aproape 4 kg după fiecare cursă. Gâtul șoferilor trebuie să se sprijine până la 24 de kg în timpul unei curbe lungi. Cu toate acestea, ei câștigă această greutate înapoi la scurt timp după ce corpurile lor sunt reumplute cu lichide și alimente. Șoferii pierd aproximativ 3 litri de apă în timpul unei curse. O astfel de pierdere acută de apă le-ar putea afecta abilitățile psihofizice, motiv pentru care șoferii beau multă apă înainte de fiecare cursă pentru a-și menține nivelul de lichid sub control. În timpul unei curse, un șofer poate experimenta stres imens în tot corpul său. În general, majoritatea echipelor folosesc același tip de componente, dar diferența constă în modul în care proiectați și reglați piesele astfel încât acestea să se potrivească perfect echipei voastre. Deoarece designul fiecarei echipe pentru mașina lor este diferit de celelalte mașini, deci nu puteți spune că dacă această componentă furnizează cu succes rezultate într-o mașină, atunci ar face același lucru și în mașina unei alte francize. Asta pur și simplu nu va funcționa. Contează exclusiv cât de eficientă, aerodinamică și fluentă este mașina ta.